Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, alinia 1, litera A, din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 127 din 14 decembrie 2023, emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordine de zi. Da, mulțumesc. M-am gândit cu ce să începem mai bine. Cred că este mai bine să începem având în vedere contextul istoric și contextul cronologic de astăzi. Este bine și o problemă de conștiință a tuturor cei care suntem aici să începe cu un moment de reculegere pentru cei care au murit ca noi să fim aici liberi, chiar dacă libertatea și democrația sunt bunuri nu ușor de gestionat, propun un minut de reculegere. Mulțumesc. De obicei, am început cu ordinea de zi pentru a fi primul punct, ca să-i deliberare. La primul punct, propun un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului oase funcționale de Tobacco pe trimestrul 4, inițiator subsemnată. Punctul al doilea propune tot un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului OATF Bogdanel de Tăbatou pe trimestrul 4-2023, inițiator subsemnat. Punctul al treilea înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea majorării salariilor de bază pentru funcționare publică personal contractor în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanel, inițiator subsemnat. Punctul al patrulea continuă un proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și diplomelor de fidelitate cuplurilor din Bogdănești care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2023. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul al cincilea este un proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru organizarea evenimentului obiceiului de iarnă 2023, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul al șaselea, proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale destinate serviciilor de salubritate pentru anul 2024, inițiator, domnul viceprimar. Punctul al șaptelea, un proiect de hotărâre privind acordarea de subvenție din bugetul local al OATE Bogdănești de Tăpacou pentru plata taxelor de salubritate, persoane fizice, în anul 2024, inițiator domnul viceprimar. Punctul 8. Propune un proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport de la domiciliu respectiv, reședință la locuri de muncă și retur, pentru funcționare publică, personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Tăpacou, inițiator subsemnată. Punctul 9. Deocamdată ultimul, solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi anunțată, cine este pentru. Mulțumesc pentru unanimitate. Și nu rămâne decât să doresc succes președintului de ședință. Da, mulțumesc frumos. Doamne și domnul consilier, înainte de a trece la ordine de zi, îi dau cuvântul domnul secretar general să prezinte procesul verbal la ședința anterioară. Da. Dacă pe imaginea procesului verbal încheiat în data de 29 noiembrie 2023 aveți de făcut observații sau completări,
Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară, cine este pentru? Unanimitate de voturi și procesul verbal încheiat în ședința anterioară. Mulțumesc, poftiți! Da, vă mulțumesc! Acum trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1 este cuvântul domnului primar. Prezent cu proiect de hotărâre. Așa cum a fost anunțat și aprobat, la primul punct, avem un proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2023. Aici, ca de obicei, am valorificat integral raportul compartimentului de calitate. Mulțumesc doamnei Răcăuțeanu Romelea, prezentă. Nu rămâne decât să-i dau citire. În conformitate cu legea privind finanțele publice numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanța de urgență a guvernului 63/2010, respectiv articolul 49 alineatul 12, în lunile aprilie, iulie, octombrie și pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorul principal de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetului întocmite pe cele două secțiuni. Bugetul local cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unității de învățământ preuniversitar, administrației publice locale, a unității de cultură, asistență socială, protecția persoanelor cu handicap, servicii de dezvoltare publică și transportul. Avea cunoștință de ceea ce este relevant pentru execuția bugetului în acest trimestru, care este pe calea să încheia. Și sunt câteva indicatori relevanți, respectiv planul la veniturile proprii, adică ceea ce încasăm noi din taxe și impozite, a fost realizat în proporție de 78, iar la planul total venitul secțiunea de funcționare și de dezvoltare a fost în trimestru 4 în procent de realizat 53%. Planul la cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și de dezvoltare pe trimestru 4 2023 a fost realizat în proporție de 51%. Planul pentru cheltuielile din secțiunea de funcționare a fost realizat în proporție de 86%. Aceasta demonstrând că cheltuielile au fost făcute cu responsabilitate, respectiv prevederile legale. Planul la veniturile proprii pe trimestru 4 a fost realizat în procentul amintit, adică de 78%, deoarece s-a făcut înștiințați de plată, iar cei înștiințați au venit la sediul primăriei și au achitat datoriile, s-au înființat proprii, iar datorită bonificației acordate la plată, au venit mulți contribuabili și au achitat debitele, beneficiind de bonificație, au fost instituite la nivel de instituție plata online, ceea ce ușurează încasarea debitelor, dar nu a fost realizat în procent de 100%, întrucât la impozitul de venit. Impozitul pe venit înseamnă impozitul pe salariu, pe care, conform legii, nu integral, sumele primite față de plan au fost în procent de 52%. Cheltuielile au fost efectuate în funcție de prevederi legale și în funcție de angajamente legale stabilite în buget. La secțiunea de dezvoltare, planul de venituri a fost realizat în proporție de 26%. Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare au fost de 26%, întrucât nu s-au mai desfășurat multe lucrări pentru realizarea investiției principale, rețeaua de apă potabilă și canalizare. Vă amintesc, pentru că am avut o perioadă de stagnare care a durat, de fapt, un an și ceva până când am obținut avizul respectiv autorizația pentru lucrări suplimentare. În prezent se lucrează bine, chiar ieri am fost pe lucrare și se lucrează ca în timpurile bune. Față de cele prezentate,
propun Consiliul Local Bogdănești aprobarea execuției bugetare a bugetului local pe semestru 4-2023, conform anexelor la acest raport. Dacă am dat atât. Da, doamnă, trebuie. Dacă sunt de două de consilier, i-a trebuit cuvântul. Comisarul numărul 1. Comisarul numărul 1 a avut aprobarea din acest proiect. Da. Mulțumesc. Da. Domnul consilier, i-a trebuit cuvântul. Dacă nu spune că aprobare, cine este pentru? În unanimitate, proiectul de hotărâri prin execuția bugetului la Bogdănești pe trimestru 4 a fost aprobat. Mulțumesc, forțiți! Mulțumesc, și la punctul 2, joacă votul domnului primar. Deci, pot continua cu un proiect de hotărâri cu privire la rectificarea bugetului comunei Bogdănești de sub acop pe trimestru 4, anul 2023. Cu acest procedeu care se referă la modul cum se poate derula bugetul comunității noastre. Ne-am întâlnit chiar săptămâna trecută, numai luna trecută, pardon, a fost o rectificare negativă. Reamintesc ce înseamnă rectificarea bugetului. Este o procedură permisă de legislația în vigoare, împreună de Legea Finanțelor Publice 207/2006, prin care se conferă două trăsături importante pentru execuția bugetului, și anume faptul că se conferă o continuitate a bugetului și o adaptabilitate și fluență în același timp. Lucrurile trebuie să curgă, banii publici trebuie cheltuiți legal, evident, conform destinațiilor stabilite. De data aceasta este o rectificare pozitivă și această propunere conține trei articole după cum urmează. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pe trimestru 4-2023 cu sumă de 87.000 lei la secțiunea de funcționare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea. După aprobarea, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răpăteanu Romenea, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul al treilea. După aprobarea, secretarul general al Comunei, domnul Anciore Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectul județul Bacău. Atât, mulțumesc. Dacă de domnul consilier, pe cineva cuvântul? Da, domnul consilier, plan. Eu am o nedumerire, probabil e o greșeală de redactare. La noi, în propunere, se spune aici 41.000. Așa a fost inițial, într-adevăr. Între timp, am mai primit sume de la Direcția de Finanță. Doamna contabilistă aici poate confirma sau... Exact cu 20. Aveți adresa acolo. Ieri am primit-o, dar și nu mai avut. A, deci trebuie să se modifice. Din 41 să facă 18. Doamne, le-ai schimbat la judecată? Păi eu am schimbat, dar domnii consilieri au materialele care le-au primit. Le-au primit atunci. Dacă ați fost atent, eu ceea ce am în mod oficial aici înseamnă o sumă mai mare, ca dovadă că au intrat și ceea ce am primit de la Direcția de Finanță, propun rectificare cu suma de 87.000, ceea ce este pozitiv, la urmă. Nu, când am fost dumneavoastră la comisie, așa a fost față și da, m-am lămurit. Mulțumesc. Și ce vă bucurat? Nu, nu. Nu, da. Primim mai mult bani, de exemplu, care merg la fiecare destinație la asistență socială. Era normal să întreb, pentru că noi avem toți cu 41. Așa e. Și toți de 7. Da, da, da. Normal să... Trebuia înlocuit, într-adevăr. Nu s-a înlocuit de referatele la dumnealor, la comisie. Dacă vreți să pun pe aprobare, cine este pentru? Adică în unanimitate și acest proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe trimestrul 4, a treia rectificare, a fost aprobat cu unanimitate. Da, vă mulțumesc. Deci la punctul 3, îi dăm aprobarea domnului primar. Punctul 3
înseamnă un proiect de hotărâre privind majorarea salariului de bază lunară pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Tăbacău pentru 2023. În primul articol propun majorarea cu 10% începând cu luna decembrie 2023 a salariilor de bază lunară pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Tăbacău conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea stipulează următoarele. După aprobarea, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuteanu Andreea, consilier, și doamna Toma Viorica, referent resurse umane în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul al treilea înseamnă că după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ceoi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul de financiar contabilitate, doamne Toma Viorica, instituție prefectului de Tăbacău și Agenției Naționale a Funcționarilor Publice. Aveți documentația aferentă, printre care și un memoriu care ne-a fost adus la cunoștință și verbal și scris, scris la mână, nu? De către colaboratorii din aparatul de execuție, care înseamnă cam așa. Subsemnații, angajați ai primăriei Bogdănești, funcționari publici și contractuali, venim prin prezenta cu următoarea solicitare. Având în vedere deprecierea continuă a monedei naționale, care generează o inflație galopantă și nu întotdeauna justificată, oficial, adică 13,8%, este un indicator de referință, ne-am mai întâlnit cu el și ne izbim de el cu neplăcere, cred că majoritatea aceasta. În prezent și în perspectivă de majorare a această inflație, solicităm prin prezentă majorarea salariului care se acopere cel puțin rata de inflație. Alternativa va fi, fără îndoială, degradarea continuă a standardelor de viață pentru noi și familiile noastre, iar în plan profesional, diminuarea motivației munții noastre. Având încredere deplină în studiul de impact estimat de compartimentul contabilitate, onorat de bunăvoința și încrederea dumneavoastră, pentru care vă mulțumim. Și semnează aici secretarul general Vasile Munțiu, consilier juridic Iftinca Alina, din motive medicale, poate fi împreună cu noi acum, consilier superior Răcăuțeanu Romelea, consilier superior Scutaru Lămâiță Elvira, consilier asistent Pascu Vasilica, referent Tomo Viorica, referent Ursache Lămâiță, șef serviciu voluntar pentru situație de urgență Andrușca Constantin, asistent medical Simion Maria Magdalena, consilier Mocanu Florin. Domnul Mocanu Florin nu poate beneficia de majorare, pentru că are contractual cu mine, care reprezintă instituția primarului. Dar e de apreciat solidaritatea lui cu cei care este colegul. Există un raport privind aprobarea salariului personalului angajat în instituția publică, conform legii 153 pe 2017. E un event mai rar pentru mine, de obicei sunt considerat precaut. Termenul preiau și de la auditorii de la Curtea, de la Camera de Conturi Bacău, care m-au calificat cam în felul ăsta. Aici, cum se spune, dacă vreți, sub semnul crucii, am fost abordat mai întâi verbal, nu mi-a fost ușor să iau această decizie. Evident că m-am sfătuit cu cei în drept, cel puțin pe fișa postului, compartimentul resurse umane și mai ales contabilitatea, în ceea ce privește așa numitul studiu de impact, atât pentru anul pe care îl finalizăm, cât mai ales pentru exercițiul bugetar următor. Și ar zice că pregătesc terenul și pentru viitorul primar, care trebuie să aibă la dispoziție o echipă și competentă și motivată, mai ales în condițiile când organigrama
este sub normă legală și cei tineri, la un moment dat, poate își caute și altă primărie și alt loc de muncă. Concluzia la care s-a ajuns și care mi-o asum împreună cu ce înseamnă factori de analiză și decizie mai înainte, este posibil că la urma urmei este un echilibru între inflație și mai ales trebuie să ne gândim la inflația care va fi galopat. Știți ce se întâmplă? În primul rând, societățile din zona comerțului ne așteaptă să se majoreze, că majorează ei prețurile mai înainte. Este o măsură de justețe. Ei cu 10% nici măcar nu ajung la acest coeficient de așa mai departe. Vor putea ajunge, într-adevăr, după angajamentul guvernului, de abia cu cei 5% ca să acoperi coeficientul de inflație. Părerea mea că este o decizie de justețe și care nu va afecta bunul mers al administrației de zi cu zi. Atât, mulțumesc. Doamna președinte. Da. Mulțumesc. Comisia de specialitate numărul 1 a avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc. Domnul Clasier, așa era cuvântul. Eu vreau să iau cuvântul, dar mi-a furat startul domnul primar. Sunt de acord cu mărirea asta de 10% și vreau să spun să avem în vedere și ordonanța 115/2023 care o mări cu 5% în această problemă. Și deci, asta am văzut o să ajungem la limita aia de peste 13,9%. Sunt de acord în tot. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt cuvântul, este aprobat acest proiect. Cine este pentru? Și luăm activitate și vă mulțumesc și proiectul de hotărâre. Da, vă mulțumim. Acum trecem la punctul 4. Și de la punctul 4. Primar. Eu sunt Comisia numărul 2. Domnul primar, nu? Da, domnul primar. Eu scuvă, cu punctul 4. Băi, punctul 4 e Comisia numărul 2. Nu e plus 4. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Vă mulțumesc. Punctul 4 înseamnă proiect de hotărâre privind acordarea premiului, da? Nu, Comisia 2, domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. E vorba de proiectul de hotărâre pentru acordarea premiilor de diplomelor de fidelitate cuplurilor din Bogdănești care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2023. Proiect cunoscut și mai discuți. Proiectul propune la primul articol aprobarea acordării unui diplom și a unui premiu de fidelitate în sumă de câte 500 de lei cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2023, cu condiția să aibă domiciliu în Comuna Bogdănești, județul Bacău. Articolul 2. Pentru a beneficia de prevederile hotărârii, persoanele interesate vor depune la Secretarul General al Comunei o cerere tip însoțită de următoarele documente: actele de identitate ale soților original și copie, certificatul de căsătorie original și copie și atât. Articolul 3. Înmânarea diplomelor de fidelitate a acestor cupluri care au împlinit 50 de căsătorie neîntreruptă să se facă într-un cadru festiv de către primarul Comunei Bogdănești. Fără consilier, da. Hotărârea la articolul 4. Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogdănești, de domnul Boncioiu Vasile, secretar general al Comunei, și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier. Articolul 5. Hotărârea se va aplica numai în anul 2023 și se va comunica de către domnul Boncioiu Vasile, secretarul general al Comunei, primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, compartimentului stare civilă și instituției prefectului județului Bacău. Da, vă mulțumesc, domnul președinte.
Comisia numărul 2? Numărul 1 a avizat favorabil. Așa, numărul 1 și 2 a deci comisia. Deci comisia numărul 2 prezintă proiectul, iar comisia numărul 1 avizează. Da, avizează. Da, favorabil, vă mulțumesc. E cineva cuvântul? Acum nu sunt prea aprobat. Cine este pentru? Da, deci în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre au fost aprobat. Da? Deci la următorul punct, numărul 5, în cuvântul comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru organizarea evenimentului Oricel de Iarnă. Acest proiect propune la articolul 1 aprobarea sumei de 2.500 lei de la bugetul UAT Bogdănești pentru organizarea evenimentului obiceiului de iarnă 2023. Articolul 2, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul 3, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Lonciu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Vă rog, domnul președinte. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 a vizat favorabil și acest proiect. Da, vă mulțumesc. Cine avea la seară cuvântul, consilier, domnul consilier Stanciu. Aș o întrebare. Cel puțin mie mi se pare foarte puțin sumă. 2500, nu? Oricum, foarte puțin. Știu că răspunsul o să fie că nu sunt bani. Dar la următoare proiecte pe undeva sunt o grămadă de scutiri. De la taxe de gunoi, de la... De ce s-o ajung la ideea asta așa de puțin bani? Dacă un eveniment, un sărbător de iarnă, un eveniment care nu-i prevăzut. Ordonanța 90, care și așa știți bine că nu era... Eu știu, dar nu știe toată lumea. Nu știe toată lumea. Este dată ordonanța 90, care pe luna noiembrie și decembrie cheltuielile sunt restricționate foarte tare. Și din cauza asta nici acolo noi ne-am legat un aliniat, un articol care spune că sărbătorile de iarnă ca să putem scoate și sumile astea. Și plus de asta nu sunt bani. E prima dată când rămânem fără bani în luna decembrie să plătesc facturile. Abia mâine pot, de la bugetul ăsta ce ne-a dat, să pot deschide niște bani ca să pot să alimentez, ca să pot să plătesc. Eu și cu școala facturile care le avem. Deci sumele sunt foarte... Da, mulțumesc, doamna contabilă, dar piese cu sărbătorile de iară să știa de la sfârșitul sărbătorilor păi trecute. Da, dar ordonanța 90 specifică clar că se fac în limite stricte. Deci nu poți să te lungești prea mult. Aș fi curios dacă o altă comună, mai puțin ca noi. Cred că sunt nici ofoare. Mai mult sigur. Pe care se rezumă la cât are. Înseamnă că noi suntem din orice punct de vedere, iar probabil nefuncționat. Nu. Dar nu se poate la asta de asta și în ce înțelegere. Mulțumesc foarte mult. Ați ceva vreau să te cine este pe? Nu sunteți nici de acord, nici cu ăștia de acord sau... Da, da. Nu sunt de acord. Am înțeles. Deci în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Da, vă mulțumesc. Deci la punctul 6, dăm cuvântul domnului viceprimar. Deci aici. Eu iau pe cele mai grele. Da. Propun. Încep cu articolul 1. Aprobarea cuantumului taxelor speciale destinate finanțării serviciului de salubrizare a UAT Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2024. Asta pentru utilizatorii cane la o valoare de 12 lei de persoană și pentru utilizatorii non-cane la valoare de 40 lei angajat lună. Articolul 2. După aprobare, doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier și doamna Iutinca Alina, consilier juridic în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, vor aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul 3. După aprobare, secretarul general Comunei, domnul Lucian Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate
doamnei Tinca Alina, asociatul de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. În primul rând, nu înțeleg de ce trebuie să dea aviz comisia numărul 2 la taxele de salubritare. Ai răspuns și tu, nu numai eu. Eu am înțeles, dar trebuia să spun lucrul ăsta, că nu știu cum ați încadrat la cultură salubritatea. Avizul a fost unul favorabil, dar, mă rog, când o să luăm cuvântul, o să avem toate amendamente. Vă mulțumesc. Domnul consilier, să ne ascultă cuvântul. Înainte de a-mi vota acest proiect, eu nu sunt de acord cu mărirea, deoarece fac teren, mai ales sunt societăți care acum chiar nu sunt selectivi, chiar nu au, sunt care nu dau gunoi, o să dau și exemple din societăți, dar nu e corect. Sunt oameni care dau la o lună de zile o pubelă. Nu am acceptat pământ sau altceva în afară de selectiv în pubele, ca să așa, mereu le-am lăsat pubele acasă și așa, cum, dacă eu acum ridic preț, cum mă duc eu la ei, acum să le spun, faceți selectiv, nu puniți pământ, nu puniți aia, deci nici nu, și ceva, am cerut pubele, de schimb, am cerut pubele, sunt oameni care n-au pubele, m-am dus la Bacău, deci nu au discutat, nu numai nouă la primăria Bacău, nici nu au dat la nicio primărie. Adică ei nu prea îi doare capul, atâta să ridice taxa la gunoi. În rest, mi s-a promis că dacă fac selectiv, dacă fac asta, îmi scade prețul la gunoi, o să vii de unde. Dăm mai mult ca cum era înainte, că strângeam toate la oaltă. Așa că eu sunt de acord, care vor din consilieri, să rămână la același preț de anul trecut. Cât? 9 lei de persoană cu 30 lei de persoană fizică. Sunt juridic. Da, și mie, mă rog, cum sunt parțial așa de acord cu dumneavoastră, sunt două aspecte. Din punctul meu de vedere, dacă noi am majorat taxele locale cu rata inflației, dacă salariile sunt actualizate cu rata inflației, mi se pare exagerat să ajungem la 12 lei de persoană, mai ales că am inclus anul trecut copiii. Corect. Adică, noi am vrut să discutăm și cu doamna Iftinca, dar nu am putut, am înțeles de motive medicale, nu am putut să discutăm cu dumneavoastră ei. Aș fi vrut, de exemplu, o situație pe anul acesta, cât s-a încasat de la populație, cât am plătit. Da, adică, la populație s-a încasat 3 miliarde, am plătit 4 miliarde și 200. Adică e clar că oricum nu se acoperă suma. Mă sigur. Este și rămășiță de încasat destulă. Și apropo de adis, ei ne-au trimis, domnul viceprimar știe, o notificare sub formă de recomandare să majorăm cu 30%, știți cu cât e majorat, coeficientul de inflație. Am zis să meargă în ton cu... Știi ce se poate întâmpla? În 2 UVR, când va fi cald, dacă nu mai plătim, nu vrem să ridice cu noi. Sunt de acord, nu asta, dar mi se pare că este exagerată suma. Acum, sincer, nu știu dacă putem merge pe 9 lei, dar mă rog, fiecare îmi consideră. Și al doilea aspect este legat de persoanele juridice. În codul fiscal este prevăzut clar că se plătește la tonă sau la metru cub. Corect. În plus, noi am primit notificare că am luat o decizie greșită anul trecut și noi continuăm să facem același lucru. Adică, din punctul meu de vedere, este ilegal ce facem dacă în codul fiscal este prevăzut expres să plătim la tonă. Și, iarăși, în altă ordine de idei, 40 de lei de persoană la un agent economic, nu știu, zău, dacă noi alungăm din sat. Atât. Am avut discuții cu doamna jurist. Da, lege-i lege. Dar operatorii au recunoscut și cei de la UNESCO au procedat tot la fel. Nu există posibilitatea să cântărească asta.
Dacă o facă intenționat sau nu, dar pur și simplu noi există cu posibilitatea. Uite, domnul viceprimar poate să confirme. Poate cântări pe care transport acum? Acum, dar de 2 ani tot ne spun că ei o să și ne dă și apliatii că plătești cât arunci. De 2 ani tot ne duce cu vorba. Da. Noi tot votăm normal. Nu, aici îmi dau dreptate. Ei ne duc cu vorba și noi suntem cei care... Trebuie să-i ducem și noi cu vorba. O să suportăm consecințele. De-aia de să mergem la o soluție de echilibru. Pur și simplu, exact în pragul alegerilor, o să rămânem cu gunoiul la... La poartă. Da. Pe undeva. Dar dumneavoastră n-ați înțeles ce înseamnă ADIS? Un grup de interese care se dă mâna cu Romprestu și așa mai departe. Din păcate, asta este realitatea. Pe ceea ce am discutat cu doamna Iftinca, practic tariful de acolo s-au majorat coeficientul de inflație, ar fi cam 2-3 lei de persoană, atâta. Nu, este mai mult decât coeficientul de inflație, domnul primar. Da, foarte bine, votați ce doriți. Nu, eu doar... Este vreo 40%. Eu nu votez. Eu doar pentru... Pentru că în momentul că nu o să mai ridici cu noi, Adis o să spună, băieți, noi v-am prevenit că trebuie să majorați, că e bine să majorați, deci o recomandare. Recomandarea nu e obligatorie, dar e undeva îți arată ce se va putea întâmpla. Să rămânem...